Cu toții știm că crocodilii sunt creaturi mari și periculoase, dar știți cât de uriași pot fi aceștia? Ați văzut vreodată crocodilul care cântărea mai mult de o tonă și a fost legat de 10 de oameni? Dar ce cunoașteți despre cel mai periculos crocodil din Africa? Acești monștri trebuie văzuți! În acest video veți vedea cei mai gigantici crocodili care au fost surprinși de camera video. Înainte de toate, puneți like și abonați-vă la canal. Să începem! Crocodilii marini sunt cei mai mari crocodili din lume și cei mai mari prădători terestri. Ei cresc până la 5 metri sau chiar mai mult. Totuși, chiar și printre acești giganți, este un uriaș care se deosebește și el se numește Lolong. De fapt, el este cel mai mare crocodil din istorie. Dimensiunile lui au fost documentate oficial și este de asemenea cel mai mare crocodil care a trăit în captivitate. Lungimea sa era de 6 metri și 17 centimetri și cântărea o tonă și 75 kg. Datorită dimensiunilor sale, a intrat în cartea recordurilor Guinness. El a fost prins nu întâmplător. Acest gigant teroriza insulele Filipine. Reprezenta un pericol incredibil pentru locuitori și trebuia să fie prins urgent. Iar pentru asta a fost organizată o adevărată operațiune. În 2011, Lolong a fost urmărit câteva săptămâni, iar când totuși a fost scos din apă, sute de oameni s-au adunat pentru a-l lega și a se lupta cu el. Tot atunci s-au luat și măsurile oficiale. În aceste imagini, Lolong zace pe un cărucior și nu se mișcă deloc. Unii oameni chiar îndrăznesc să-i atingă botul. La un moment dat, Lolong totuși încearcă să mai lupte și rupe câteva frânghii, iar căruciorul pe care era așezat abia de mai ținea. Din fericire, nu a putut scăpa. Ulterior, a fost dus la grădina zoologică din Filipine, unde a murit în 2013. Acest video a fost filmat în Papua Noua Guinee. La grădina zoologică locală, crocodilii sunt hrăniți în prezența turiștilor, astfel distrându-i. Priviți ce crocodil uriaș! Angajatul e foarte curajos. El a decis să distreze turiștii într-un mod mai deosebit. Mai întâi s-a urcat pe crocodil, după care l-a sărutat. I just have to run faster than you. Anthony, today would be the day I could run faster than you. Crocodilii marini nu încetează să ne uimească cu dimensiunile lor, iar Cassius este un alt crocodil gigant. Imagini cu Cassius sunt peste tot, pentru că din 1987 el locuiește la o grădină zoologică din Austria. Dimensiunile lui Cassius sunt uimitoare, 5 metri și 48 cm lungime și 1300 kg. Apropo, în 2011, Cassius a intrat în cartea recordurilor Guinness ca fiind cel mai mare crocodil marin din captivitate. Pe lângă toate, Cassius este cel mai bătrân crocodil de pe planetă. Are deja peste 110 ani. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Înainte de a fi prins, Cassius locuia într-un râu din nordul Australiei, unde foarte des se lupta cu alți crocodili. Crocodilul luptător a fost grav rănit într-o luptă. Își pierduse o parte din coadă. Acum însă este mai liniștit. Se pare că viața în captivitate l-a calmat puțin. Angajații de la zoo îl hrănesc în mod regulat și nu-l lasă să înflămânzească, ca nu cumva să-și reamintească toate abilitățile de luptător. Australia este cunoscută în întreaga lume ca țara unde locuiesc cei mai incredibili crocodili. În partea de nord a țării există o mulțime de crocodili și, desigur, printre ei sunt și giganți adevărați, iar unii au fost filmați. Cei mai mari sunt considerați Brutus și Dominator. Ei locuiesc în râul Adelaida.
Lungimea lui Brutus este de 5 metri și jumătate și cântărește aproximativ o tonă, iar Dominator depășește lungimea de 6 metri și cântărește mai mult de o tonă. Uneori sunt văzuți separat, alteori acești uriași se întâlnesc față în față. În 2019, turiștii au filmat o bătălie dintre acești doi monștri. În video se vede cum Dominator este tachinat cu momeală și încearcă fără succes să apuce prada, după care se apropie și Brutus. Acesta îl mușcă pe Dominator de coadă și începe lupta propriu-zisă. În mai 2015, un jucător de golf a văzut pe teren un aligator care se îndrepta probabil spre rezervor, care este situat nu departe de câmp și e plin cu aligatori, iar acesta e cel mai mare. A fost văzut acolo în mod repetat. Primele mențiuni despre el au fost în 2012. Aligatorul a fost numit Igor. El are o lungime de 4 metri și jumătate. Dave, get next to it for perspective. Nu doar crocodilii marini sunt mari și agresivi, dar și cei de Nil. Apropo, ei ocupă locul 2 ca mărime dintre toți crocodilii de pe planetă. Gustav este cel mai mare crocodil de Nil. Aceștia locuiesc pe malurile râului Ruzizi și pe țărmurile nordice ale lacului Tanganyika din Burundia. Lungimea exactă a monstrului este necunoscută, deoarece încă nu a fost prins. Potrivit diverselor surse, poate fi de la 6 până la 7 metri și jumătate și cântărește mai mult de o tonă. Toți locuitorii se tem de el, iar motivul este simplu. Gustav a distrus foarte multe vieți omenești. Acest monstru agresiv atacă foarte des oamenii. Doar în ultimii ani, de la 300 la 500 de persoane au devenit victimele lui. Având în vedere că acesta s-a născut în 1955, este înfricoșător să ne gândim câți oameni au murit din cauza lui. De Gustav se tem nu doar oamenii, dar și hipopotamii. Deși crocodilii de Nil trăiesc pașnic cu hipopotamii și chiar evită indivizii agresivi care apar pe teritoriul lor, Gustav îi vânează. Din păcate, în ciuda tuturor încercărilor de a prinde gigantul, nimeni nu a reușit să o facă. Rămâne să sperăm că în curând acest monstru va fi în captivitate. În 2016, în Sri Lanka, un crocodil de 5 metri și o greutate de aproximativ 900 kg a ieșit din râu și a ajuns într-un canal artificial. El reprezenta un mare pericol pentru locuitori, iar autoritățile locale au decis să-l prindă și să-l transporte înapoi în râu. Prinderea lui nu a fost o sarcină ușoară. Cu toate acestea, oamenii au reușit să o facă. L-au încărcat într-un tractor și l-au transportat cu grijă. Crocodilul a fost foarte calm. Oamenii l-au adus lângă râu, apoi au început să-l împingă cu cupa excavatorului. În câteva minute, crocodilul a intrat în apă. Acest crocodil se numește Uton. El este din Thailanda. Uton s-a născut în captivitate și a trăit toată viața la o fermă de crocodili, unde a fost hrănit și prezentat turiștilor. Avea o lungime de 5 metri și jumătate și cântărea aproximativ o tonă. Dacă vreți să vedeți și alte videoclipuri interesante, precum momente surprinse în direct sau cele mai tari și uimitoare lupte între animale, apăsați link-urile de pe ecran. De asemenea, puneți like și scrieți un comentariu. Pe curând!